găsit, înțăpam aici în grădină, un bănuț cu găurit așa și cu un șnur. Și pe el scria botezat întru Hristos, adică era un fel de talisman sau, mă rog, în atâta lupte care au fost aici pentru ostașii care au căzut aici. Și m-am gândit că acolo a căzut un om, a murit și că acești alunii care vreau să-i plantez, să fac cu ei un parc, ca să cinstim oarecum cu o ființă vie acest sacrificiu al celor care au murit pe aici. Fie turci, fie maghiari, fie nemci, fie francezi, români mai vorbesc. Pentru toți am făurit, adică am făcut acest parc european al alunilor înfrățiți, pentru a dovedi că acest pom sau acești pomi pot să trăiască împreună, chiar dacă provin din alte țări și au altă fel de viață acolo. Vor trăi în armonie aici. Aici avem pomi din 21 de țări și avem 40 și ceva de soiuri de aluni. Și toți trăiesc în armonie și ecologic. Nu e nevoie să le faci niciun tratament. Și produc și alune și în același timp consolidează și pământul ca să nu alunece și în același timp absorb o cantitate mare de apă dacă plouă abundent, așa încât în 24 de ore un alun elimină, după ce a absorbit, 2000 de litri de apă. Trebuie să înmulțit pentru că rodește din primul an de la plantare. Și la anul viitor vă dați seama că el toate aceste rămurele din nou fac alte rămurele și vor produce se numește mortarela. Eu i-am zis mortarela, să n-aibă acest cuvânt de moarte, că de ce l-o fi numit mei mortarela, nu știu. El mai are câte o problemă. Dar asta nu înseamnă că nu e foarte valoros. Deci asta nu a fost polenizat. Și pomul are și el înțelepciunea lui. Ce nu-i polenizat, nu se mai dezvoltă și au rămas astea care vor crește mai mari. 1000 de pomi de ăștia pe un versant în care la vale curge o apă mare care vine și plouă cu găleata, pomul ăsta în 24 de ore, la 4 ani de la plantare, absorbe 2000 de litri de apă în 24 de ore. Și uitați-vă cu cât se dezvoltă. Închipuiți-vă că pe o rază de cam 3 metri în jurul lui, el are rădăcini. Și pe adâncime de până la 1,60 m. Lipește stratul de sol de roca mamă. Și în felul ăsta se combate eroziunea solului și e un mare eroziune solului. Și alunecările de tărâm. Oamenii de la noi au tăiat pomii din jurul casei, au băgat pe foc și nuci și toți arborii de acolo și acum a fugit și casa și s-a dărâmat pe ei. Și cer subvenții. De ce nu au pus niște pomi care sunt o stabilă, un asemenea pom valorează cât 5 metri cub de beton? Că nu poate să le ia apa, că el este bine împit, are o armătură vegetală extraordinară. Ăsta e soi nemțesc, se numește minunea Bolviler. Și vedeți, uitați, plimbați-vă pe cadru că el este plin de rod. Transmite gene pe cale sexuată și genele alea sunt genele de mărime. Dacă îl lași singur, face niște alune cât unghia. În preajma acestui pom românesc, care se numește Vâlcea 22, pomii ceilalți se rodesc mai mult și fac și alune mai gustoase.
vă spuneam că profesorul meu de limba română în anul 1947, când eram elev la liceul Regele Ferdinand din Râmnicu Sărat, profesorul meu Ioan Sândulescu, coleg de facultate cu George Călinescu, m-a selectat pentru ca să particip la un concurs literar. Și am luat un premiu național cu o povestire, Întoarcerea mamei, iar profesorul se mândrea cu mine și vrea să mă ajute în continuare, spunând că am talent. Și pe baza celor spuse de ei, eu țineam un jurnal, ca să nu uit ce se întâmplă în jurul meu, tot ce se vedeau. De exemplu, dacă la școală se întâlnea, se făcea ceva, erau niște copii mai zbâldali și găsaseră cu un bolt în spatele profesorului de muzică, hoț. Și toți copiii făceau haz și eu atunci m-am supărat și am sărit la bătaie, de ce-ți bat joc de profesorul de muzică, care este un profesor bun și dacă e bătrân. Și asta am scris acolo, mă rog. Și s-au adunat multe pagini în acești ani, așa încât prin anii 1976 aveam de acolo și probleme de ordin mai politic, așa. Adică priveam lucrurile cu mai multă atenție în jur și notam niște lucruri pe care conducerea de atunci a țării, comunismul de atunci, nu le înghițeau. Și niște colegi de-ai mei, văzând că tot scriu pe undeva, notez câte ceva, a zis că ar fi cazul să vadă ce scriu eu acolo. Nu publicasem nimic din ceea ce am scris acolo, dar ei au scenat. M-au chemat la școală, fostul director al școlii de acolo, directorul școlii, și m-au atras într-o cursă. Eu aveam carnetul ăla la mine, cu toate notițele astea. Și m-au bătut, chiar mi-au rupt dinții din gură, o bătaie serioasă. Am scăpat cu viață numai cu fuga. Și deci m-au chemat seara la școală și am luat o mamă de bătaie. Ei, le mulțumesc celor care mi-au tras-o, pentru că eu pe atunci nu prea știam cum e cu politica, cum e cu comunismul. Și am văzut ce se întâmplă, pentru că ei au luat caietul acela și au scos din el ce scriam eu despre Nicolae Ceaușescu. Și ce a scris? Nicolae Ceaușescu este un criminal, un dictator odios. Și că au împușcat oameni la Vadul Rosca pentru că nu vreau să se treacă în CAP. O femeie a ieșit în fața lui, curajoasă a fost. El conducea, nu știu ce, minister al armatei sau, și era cu armata acolo. Și femeia a ridicat poale, nu? Vreți pământul nostru? Și el a tras în ea și a împușcat-o de la spate. Auzisem treaba aceasta și pe urmă știam că au fost arestați foarte mulți oameni acolo. Am scris. Și am scris că Elena Ceaușescu este un om semidoctor, un semidoct, ea nu știe chimie, nici cât elevii mei din clasa a șaptea. Că milițienii sunt niște znapani, activiștii de partid, niște lingăi și așa mai departe, lucruri care au ajuns la securitate. Colegii mei mi-au făcut binele ăsta. Și m-am trezit cu cercetare, un major și un colonel de securitate, 6 luni de zile s-au ocupat de mine. Noroc este că atunci, după ce mi s-au furat aceste manuscrise, eu am venit de la școală acasă și am dat foc la ce mai scrisese. Chiar ăștia mi-au spus ce mai am, nu mai am nimic, dar am dat foc. Dar astea erau de ajuns. S-a făcut intervenție la Ministerul Învățământului de afară din învățământ, și cercetare peste cercetare, 6 luni de zile, am stat într-un stres. Am fost și eu în audiență pe acolo, nu prea mi-au dat importanță, dar eu zic că mâna lui Dumnezeu a fost, nu altceva, pentru că acei doi ofițeri de securitate care mă anchetau, la un moment dat a spus, voi, important este faptul că ei când au văzut, m-au controlat la școală, să vadă, am ce materiale am pe acolo, și la școală au văzut niște statuete. Dacă făceam, eu făceam și istorie și geografie, ce se dădea acolo la școală, că erau copii puțini și clasele abia formate. Și atunci ei, văzând aceste statuete, au rămas mirați și au spus, zice, cine a făcut asta? Zic, eu le-am făcut. Ia stai, mă, zice.
De văd că tu ai talent, așa, zice, noi n-am putea să facem așa ceva. Hai să te scăpăm, dracu, de boala asta și a căzut pe capul tău, că văd că abia te mai ții pe picioare. Dar zice, pot să se scăpăm în felul următor. Să dai o declarație că ești nebun. Și spui acolo că ai băut mult în viață, ai fumat, ceea ce nu am făcut eu niciodată. Și că ai vrut să tu-ți bați nevasta, ai juri, te-ai luat după copii, ai bătut copii. Seamă acolo că nu-ți dai seama. Și că chestia asta cu Ceaușescu, ce ai scris tu, ai scris-o într-un moment de nebunie. Și noi zice, te ducem la spitalul de nebuni și acolo ai să faci tratament, acolo, ce ți-o da ei acolo și te scăpăm dracului și scăpăm de tine. Să mai avem nici dizidenți, că ai fost și membru partid. Păi zic, domnule, am scris și eu ce am auzit. Păi ce l-am auzit, au spus ei. Și știm noi că așa este, cum scrie tu acolo. Dar cine dracu te-a pus să scrii? Și m-au dus la spitalul de nebuni, le mulțumesc Dumnezeu să ierte, toți au murit, chiar și cei care m-au bătut, și ei nu m-au bătut. În fine, tot ceea ce vă spun eu acum s-a întâmplat, zic eu, că am stat la spitalul acesta, unde am cunoscut adevărata fața comunismului, ce se întâmpla acolo. Erau oameni politici duși la spitalul de nebuni pentru ca să li se facă tratament de epilepsie, deși erau sănătoși. Și lucrul acesta l-am scris eu acum, după ce s-au mai limpezit apele cu comunismul, cu... după căderea comunismului, am scris o carte. Se numește Să nu te îndrăgostești de un nebun, pe care am scris-o pe baza materialului trăit la acest spital. Practic vreau să-i nebunească forțat. Da. Erau și nebuni acolo, autentici, dar erau și oameni care fuseseră de plin diferite pușcării, suferiseră bătăi. Am cunoscut multe lucruri. Deci le mulțumesc celor care m-au turnat, pentru că altfel eu nu. A fost o schimbare această treabă în concepția mea despre viață. Păi după 6 luni de zile de cercetări la securitate, m-a dus și la bătaie. Și la bătaie iar s-a întâmplat un miracol. Pentru că în momentul când trebuia să intru eu la bătaie pe la 2 noaptea să mai spun ce să mai spun, că n-aveam ce. Era un băiat exact ca dumneavoastră, așa, care a fost dus el la bătaie, fiindcă a vrut să treacă cu un vapor, s-a ascuns în cala vaporului, nu știu unde acolo. Se numeau frontieriști aceștia. Și l-au bătut înaintea mea. Eu eram cu inima cât un purice, nu mai știam ce e cu mine. Că știam că intru și eu la bătaie degeaba, că nu făcusem ceva, decât scrisesem asta. Trebuia să mă omoare pentru treaba asta. Și l-au scos, așa cum vă văd acum pe dumneavoastră, l-au scos de acolo mort, din bătaie. Îi curgea sângele pe nas, pe gură și pe urechi. Și l-au luat cei care mă duseseră și pe mine, acolo, și l-au luat și l-au dus undeva și am așteptat acolo să face inima, de nu mai știi ce cu tine. Am așteptat, zic, când vine rândul acum. Și când au venit aceia și au spus, tovarășul colonel, zice, ăla s-a revenit. Și a revenit, că ce să-ți mai revină? Și zice, ce facem cu ăsta? Și ăla, colonelul ăla, s-a uitat la mine și dați-i drumul acasă. Vă dați seama, mi-a dat drumul acasă. La întâmplarea asta cu bătaia. M-au eliberat. Și de aici se întâmplă, pe unul s-au întâmplat aceste fenomene care am fost la spital și când am ieșit din spital am ieșit curat, înțelegeți? Că sunt vindecat în urma tratamentului. Dar ce mi s-a întâmplat la spital? Merită să citiți. Da, că... Merită făcut un film. Acolo ce s-a întâmplat există și acum și există în întreaga societate românească schizofrenie. Oamenii spun una și alta, gândesc. Și atunci copiii erau învățați să spună una și să gândească da, altceva. Da, Barzun, personajul acela din... Barzun acela era un om care participase la manifestația în favoarea regelui Mihai. Și suferise atât de mult în pușcării, încât acum era terminat, era un om... Și nu era decât acolo, avea 45 de ani. Și omul acela, nu știu ce s-a mai întâmplat cu el în continuare, dar el a avut o influență pozitivă asupra mea, m-a ajutat mult. Dar este adevărat că fata... aceea va îngriji și... Da, da, da. Și chiar așa era, avea tratament din acela... Dacă îmi făcea tratament de epilepsie, mă nebunea. Adică făcea un tratament. Și practic vărsa serul pe lângă... Da. Ea băga serul. Nu băga serul. Și mâncarea... Mi-aducea mâncare, da. Vă aducea mâncare, nu vă dădea da. Deci, mâncarea de acolo. Ba, mai mâncam și de acolo, că în pâine nu punea.
Da, dar în ce ai punea. În ce ai punea, nu? Da, cel care se ducea la ăștia, care erau nebuni politici, cum s-ar spune. Era unul care fusese șeful morilor din țară și n-a vrut să dea la ruși, să le dea făină, gratuit. Și din cauza asta a făcut pușcărie vreo 14 ani de zile. A fost un regim odios, pur și simplu. În ceea ce mă privește pe mine, acești doi ofițeri de securitate m-au dus la nebun, dacă nu era fata aia care să-mi facă injecții pe... Apoi nu mai eram aici, ci eram de mult în altă parte. Și acești ofițeri care au fost bucuroși, au scris pe fișă vindecat și au trimis la Ceaușescu, că a fost nebun, domnule, și ăsta zice nu. Am scăpat din spital, dar pe urmă am rămas cu pietre la rinichi. Și atunci, în anii 76-77, de fapt, ofițerii de securitate m-au urmărit până prin 80-82. Dar până la urmă și ei au văzut că erau bucuroși că nu am murit sau că nu. Și deci cu, vă spuneam, la spital, fata aceea mi-a fost elevă. Era asistentă șefă și mi-a făcut injecțiile. Îmi înțepa și punea serul pe din afară. Da. Asta a fost o salvare pentru mine. Și nu intra serul în corp. Nu intra serul în corp, da. Și în sfârșit, acum, când am venit acasă, prin anul 2002, am fost numit director de școală, curbea să ne. În ciuda celor care mă bătuseră și care erau pe acolo profesori pe la școală. Și atunci am început ideea care o aveam deja în minte, am început să culeg alune de prin pădure. Ca să mă vindecați? Ca să mă vindec de... pentru că doctorul Sava, care este urolog și chirurg la Focșani, mi-a spus că nu rezist la o asemenea operație să scoată din amândoi rinichii. Ce, na, și m-am legat și eu de aceea, că m-am... ca și cum m-am atârnat de un fir de pai. Și am făcut tratament cu alune de pădure, cu miez de alune. Într-un an de zile am scăpat de boala asta. Adică primul an a mai rămas ceva pietre, al doilea an nu mai nisip, mai aveam în rinichi și spre al patrulea an nu mai am nici acum nimic cu rinichi. Păi când am văzut eu că acest alun îmi salvează viața, eu am văzut din el un înger, știți, se trimite Dumnezeu, așa parcă. Pentru că, vedeți, trebuie să trecem peste fizică, puțin în metafizică, ca să înțelegem, admitem că sunt și anumite forțe spirituale care plutesc în jurul nostru, pe care nu le sezizăm. Eu aveam un respect față de alunii aceștia, din copilărie culegeam alune, ca toți copiii, nuci și așa mai departe, de la țară. Dar, văzând că am aceste pietre la rinichi, m-am apucat de acest tratament. Acest tratament l-am făcut cu alune sălbatice din pădure. Adunam așa câte un săculeț de prin pădure și m-am făcut, sunt sănătos acum, de nu mai am probleme cu rinichi. În perioada aceea când am văzut eu că alunele sunt atât de bune, am zis am să fac un parc dedicat eroilor, acelor oameni care au căzut la datorie, români, maghiari, turci, ruși, și au murit pe aici, pentru că găsisem într-o, să facem o groapă pentru pom, și acolo găsisem un bănuț cu crucea pe el și cu o imprimată acolo scris pe el, se cunoștea, scria botezat întru Hristos. Era legat la șnurul militarilor și care cădea acolo, și îl găsea mort, îi găsea șnurul ăla. Am găsit șnurul acela și m-am imaginat că acolo a căzut un om și am zis, hai să facem parcul ăsta, să adunăm aluni, să facem un parc în memoria acestor oameni căzuți, la datorie. Indiferent dacă era neamț, dacă era român, dacă toți au murit pe aici cu miile, cu zecile de mii. Și cum ați scris la ambasade? Și am scris la ambasade, am tradus în limba engleză o scrisoare în care am spus că vreau să fac un parc european al alunilor înfrățiți și cer sprijinul ambasadelor ca să știu că am pomul de la unguri, de la nemci, de la turci. Și mi-au răspuns majoritatea acestor ambasade cum au putut fiecare
Mai mult decât atât, am avut colegi sau prieteni și în același timp eu am fost foarte prietenos cu școlarii, cu elevii mei, care mi-au adus alun din Canada, din Statele Unite, din Rusia, din... Am avut cât un pui. Au venit, de exemplu, de la o stațiune din Ungaria, prin intermediul ambasadei în Republicii Ungare sau Ungarie, cum se spune acum, au venit niște oameni foarte în temă. Mi-au adus aluni gratuit și au venit aici, m-au arătat cum se plantează, care sunt desori bune. Și cu alte cuvinte, în acest fel, eu am făcut o colecție de aluni cu soiuri foarte interesante, cele mai bune din lume, colecție care dovedește că alunul din România se ajută și trăiește în bună pace și în ajutor reciproc cu alunul din Germania, minunea Bolviler. Vâlcea 22 îi dă polen, minunea Bolviler, îi dă tot prin polen, face schimb de gene și îi dă rezistența la coajă, ca să nu mai fie atacat de gânganii, de anumite insecte. Deci, alun din țări diferite... Se armonizează. Sunt mai înțelepți decât oamenii. Da. Da. Și cu aceasta am făcut, cum să spun, ocolul lumii, pentru că am primit oameni din Italia care au luat alun de la mine. Am făcut schimb de... Am luat alun de la stațiunea Iert din Ungaria, de la o stațiune Umbra Flor din Italia. Am fost și invitat la unele colocvii de acestea pe bază de alun. Dar, în special, am văzut că alunul de pădure, nu numai că alimentul cel mai prețios este, după părerea mea, miezul de alune, care este un aliment ideal pentru diabetici, pentru copii rachitici, pentru bătrâni și așa mai departe. Din el se face lapte de alune, un lapte excepțional. Există și un aparat de făcut. În afară de aceasta, alunul are o armătură vegetală în sol de mare valoare, care oprește alunecarea de teren. Am propus treaba aceasta și am făcut și un proiect în anul 1990 și nu știu cât. Și din 1976 am început această acțiune cu nuci, cu aluni. Păi da, am plantat 5.000 de nuci cu copiii, cu școlare. Pentru că se planta viță de vie la nebunie, că se cerea vin și așa mai departe, și se tăiau pomii. Nucii care erau din copilăria noastră și noi am copilărit mâncând. Dar cine îi tăiau? Oamenii care îi tăpâneau pe foc, cei de la CAP îi scotea cu comuniștii care dirijau această treabă și nu le păsa că distrugă. Acolo este o altă carte maxim care arată că regimul comunist era pur și simplu un regim totalitar, criminal cu adevărat, da, opresiv și maxim a rezistat săracul de el. Mai trăiește Maxim asta sau a murit? Mai trăiește în cartea mea. Și după Maxim, după cartea mea, Maxim s-ar putea face un film de Oscar. Da. Pentru că e vorba de rezistența unui om care a avut curajul să trimită scrisoare lui Ceaușescu să întrebe: tovarășul prim-secretar, tovarășul președinte, cum de sunteți cum un comandant al armatei dacă dumneavoastră n-ați făcut armată? Da. Și cum conduceți la armată? Vă rog să-mi explicați și mie. Dacă vine dușmanul, ce ordine dați? Și bineînțeles că l-am avut vecin și pe el de pat la spitalul de nebuni. Că și pe el l-au dus acolo. Maxim? Da, cum? Petrecuța a fost legionar. Mircea Iriade sau, mă rog, Eugen Ionescu au fost legionari. Dar nu poți să spui că toată lumea, toți oamenii au fost comuniști. În România a fost un regim impus. A fost regele detronat, alungat și legionarii au fost pe lista neagră, dar unii dintre ei, ca în cazul Pitești, ca să se spele de această și să nu mai fie schinjuiți, au devenit ei înșiși. Da, torționari. Nu cunosc viața lui Corneliu Julia Codreanu, dar cred că a fost un legionar simpatizat de oamenii din jur. A fost ucis, Antonescu a făcut și el ce a făcut. Da. A fost pur și simplu o perioadă neagră în istoria României. Așa o este. Perioadă neagră și legionarii nici nu știu dacă l-au omorât pe Iorga, nu suntem siguri. Nu. Poate că l-au omorât chiar comuniștii. Are înainte de toate o datorie. Această teamă de legionari sau cum să zic eu, ură pentru legionari, nu este justificată nici într-un caz.
Adică nu toți legionarii au fost criminali. Da. Nu, și numai că ei erau cu oarecum împotriva comunismului. Și comunismul, sigur, a trebuit să se apere. Erau hotărâți oameni că erau în stare să-și dea și viața pentru cauza lor. Au și plătit-o pentru asta. Orice regim, după părerea mea, dar eu sunt un om mic, cum s-ar spune așa, orice regim și orice om care începe cariera vieții sale prin crimă, cum a făcut crimă, s-a dezonorat. El nu mai este om. Și legionare, dacă au făcut crimă, aceia care au făcut crimă, nu mai trebuia considerați oameni. Și comuniștii care au făcut crime. Acești oficieri de securitate nu s-au îndurat. Vedeți, s-au uitat la mine că sunt prăpădit așa și au zis, hai să-l ducem, mai dăm o șansă. Știți? Și m-au dat șansă. După ce s-a întâmplat toată treaba asta cu mine și am scăpat cu ajutorul bunului Dumnezeu, că la ora actuală sunt sănătos și pot să muncesc, să lucrez în alunii aceștia și să facem, să sfințim pământul pe care trăim. Și istoria o va spune, ce va fi și ce va, cu ce a fost. Da. Nu pot să mă declar un simpatizant nici al comuniștilor, deși am fost membru de partid, și nici al legionarilor. Consider că un om, mai ales unul care e artist, trebuie să stea mai la o parte. Da. Și revine oamenilor tineri să gândească, să se vadă. Să nu cumva părinții noștri, de exemplu, sunt deja cu creierile spălate. Sunt antena a trei, sunt astea care, maneliștii, tot ce se face vieții sărani care nu știu, n-au auzit în viața lor un cântec frumos, decât cu manele. Nu știu cine a fost Eminescu decât 70%, 80% nu știu de Eminescu decât nu știu mare lucru. Au un vocabular de 800 de cuvinte, eu am numărat. Sunt oameni care au ajuns la o treaptă inferioară. Știți ce știu foarte bine? Să se dușmănească unii pe alții. Au fost învățați. Asta e degenerarea. Da. Am degenerat. Imediat, am degenerat pentru că a începe ura și a omorâ înseamnă a lua viața cuiva. Și cine face treaba aceasta nu mai este om, indiferent din ce coaliție face parte. În timpul comunismului eu nu puteam să public niciuna din cărțile mele. Am scris 4 cărți, 3 romane și o carte de versuri și așa mai departe. Acum, după această perioadă de 20 de ani, România cred că renaște. În sensul că e generația dumneavoastră care a început să gândească. Și să gândească și să nu alunece pe pantă greșită într-o ideologie a forței și a urii. Când ai trecut la forță și la ură, atunci te-ai degradat imediat. Nu mai poți să te numești om. Pentru că a fi om înseamnă a iubi aproapele tău. Și chiar dacă îți face rău să te stăpânești. Cred că sunt 3 cărți pe care le-am scris, din care dacă s-ar face filme, una dintre ele ar câștiga sigur Oscarul. Noi avem și actori, avem și cineaști, avem și regizori. Aș vrea să ajungă aceste 3 cărți în mâna acestor oameni. În perioada comunistă am văzut filme mari. Vedeți, Balada Soldatului, dacă ați auzit de filmul acesta. Nu am auzit. Dar... Este un film teribil, făcut de ruși. Făcut de Uniunea Sovietică. Un film, Balada Soldatului. Păi merită să o vedeți. De ce nu se dă acest film? Un alt film, Soarta unui om, după Solohov. Un alt film extraordinar, făcut de ruși. Deci rușii nu au fost numai decât... Iată, în timpul comunismului s-au făcut filme. S-au făcut și la noi, dar la noi au fost mai catolici decât papa. Deci a făcut un film Cristi Mungiu cu Dincolo de dealuri, dacă ați văzut. Da, După dealuri. Sau După dealuri, așa ceva. Ne-a făcut oricum de râs, pentru că în loc să trateze cum a luptat un țăran și a scris lui Ceaușescu și a existat, da, el a făcut un mesaj. S-a bătut joc de o femeie, că a făcut nu știu ce și așa. Vreau să faceți un film din soarta de acestui țăran. Este o carte la fel de valoroasă ca scenariul Soarta unui om. Acolo este vorba de un ostaș, nu e vorba de comunism, nu e vorba de nimic, un om care și-a apărat pat. Totuși, Solohov a primit premiul Nobel. Fac, nu putem să aruncăm numai asupra unui popor rus această anatemă
că a făcut crimele, că a făcut pentru că fie că îl mâna securistul de la spate cu pistolul, fie că, dar știți că și-a apărat țara. Eu mă refer la astea două, care sunt excepționale. Și noi avem și cineaști, și regizori, și aparatură, și în momentul când trebuie să se facă film despre un om care a luptat împotriva comunismului și a pierdut ce avea mai scump pe lume, fetița lui de 12 ani, a murit într-un atac de inimă, deoarece patru milițieni cu arma, cu baioneta, s-au dus și au arestat pe taică-su când dormea. Fetița a văzut asta, i-a plezit artera de la inimă. Câți ani avea? La 12 ani. Scrie în cartea mea. Să ajungă aceste cărți la un cineast cu mintea clară, nu năucit de aceste lupte politice. E schizofrenie în politică. Politicienii noștri au devenit monștri. Monștri schizofrenici, pentru că una îi păcălește pe săraci și țărani, obțin voturile lor și alta fac. Și asta se numește schizofrenie. Asta este boală, pur și simplu. Eu știu, pentru că am fost la spitalul de nebuni și știu ce înseamnă schizofrenie. Eu când am fost acolo, am avut norocul, bunul Dumnezeu, că asistenta șefă a fost eleva mea. Cum se întâmplă asta? Și ea m-a ajutat, că altfel eram la pământ. Și intenția celor doi ofițeri se concretiza, nu pot să zic. Și totuși Barzun a prevăzut cumva că caracterul acelui... Nebun. Nebun. Păi ăla este nebunul frumos, care se numește comunismul românesc. Ăla și fata aceea e România. Pentru că acest nebun a ucis-o. I-a ucis creierul, i-a spălat creierul, e aproape să o distrugă. De aceea, aceste persoane reprezintă categorii sociale. Nebunul avea nebunia comunismului ca un fel de cancer la cap și a fost operat într-un fel cu revoluția aceasta, dar tot o mai are. Cât o trăi, el tot cu asta moare, așa. Iar fata aia care m-a salvat pe mine, este concepția dumneavoastră care trebuie să salvați acest lucru. Acolo este. Dar așa s-a întâmplat în realitate, vă întreb. Sau... Așa trebuie să se întâmple în realitate. Da. Și s-a întâmplat și în realitate. Pentru că eu nu mai eram aici dacă fata aia și dacă și Barzun, dacă ar fi fost un turnător de poliție, că eu așa am crezut că este un turnător și mi-a fost frică de el. Dacă el a văzut că aia îmi punea serul pe din afară. Și m-a întrebat, de unde o cunoști? Știi, și m-a trecut un fior rece, zic că ăsta mă toarnă acum, da. Și m-am rupt de că mă bătea și am spus, dar el a spus, băi, vezi, nu te torni, mă. Și faci un gest frumos, spune-i să nu se îndrăgostească de un nebun, cum s-a îndrăgostit masele noastre, care au votat 70% cu nebunul care se numește Parlamentul României. Da. Parlamentul României este nebunul din cartea mea. Nu tot Parlamentul, că este o minoritate care mai judecă. Da. După părerea mea, Parlamentul României este nebunul din cartea mea, adică este schizofrenic și are tumoare la cap. Și nu știe decât una, să fure și să mintă și să fie nerușinat. Asta nu mai așa este. Fără așa să fac în totalitate. Sunt ăștia care, se vede, au intrat atâta la pușcărie din toate partidele. Asta e. Vedeți, cantitatea de adevăr nu întotdeauna asigură succesul unei opere de art. De exemplu, despre Ogăranu a scris cineva, probabil că n-a știut cum să scrie și n-a trăit evenimentele lui Ogăranu, ci pur și simplu a fost din afară, care a făcut un film de școlăresc, adică ceva cu fără să aibă talentul necesar. Nu, dar nu e vorba de talent. Lei și spui că ăla așa arată cum paca-paca și nu știu ce. Nu, trebuia să fie viața spirituală acolo. Și la Mungiu cu dincolo de sau de după peste dealuri. După dealuri, Mungiu totuși atinge o coardă. Putea religioasă, și anume bigotismul, prostia în religie. Religia este o formă de spirit care depășește fizicul, este metafizică. De aceea metafizica nu se mai predă în școli și nu vor să mai predea nici religia.
Revizia este metafizică, pentru că ea nu se referă numai la carnea omului și nici la ce bagă în gură, ci la mintea omului, la puterea lui de creație. La psihicul. La psihicul lui, la frumusețea lui sufletească. Și asta nu se vede în filmul Bogoran. Comunismul cade, pentru că dumneavoastră nu o să mai puteți înghiți. Nu puteți lupii care veți înghiți oile. Cei care sunteți de față nu sunteți în stare. Nici să fiți parlamentar, nici să fiți... Dumneavoastră căutați un drum artistic. Nu se poate să nu fie apreciat un film ca Floarea Soarelui, cu Sofia Loren și Marcello Mastroianni. Nu poate fi tratat ca a fost făcut în timpul comunismului la ruși, în colaborare cu italienii. Acolo vezi o rusoaică care salvează un italian din zăpadă și îl trage în cortul ei acolo și îl lea de bărbat. Și acolo este mesajul, frumusețea. Cum poți să urăști un popor care a dat așa o rusoaică? Cum poți să spui că Rusia? Păi e o țară frumoasă, un suflet nobil. Numai pentru că o are pe aia. Nu generalizăm, că majoritatea oamenilor sunt așa. Câțiva câini turbați mai tulbură lumea. Dacă vor duce la dezastru, depinde și de dumneavoastră care sunteți tine. Niciodată nu trebuie să spui, dar eu nu pot face nimic. Eu am făcut ce ați văzut aici, un colțișor de rai. Este ceea ce mi-a fost drag să fac. Am făcut 4 cărți frumoase. Nu le-am scris pentru că... Eu am pățit ca Giuseppe de Lampedusa, care a scris acel roman extraordinar pe care cred că îl cunoașteți, Chepardul. Ați văzut filmul? Ați văzut filmul și pe actrița aceea, Angelica aia. Ce ați văzut, v-a reținut. E un film de... Eu am pățit ca acel. Am fost la un concurs literar, am luat un premiu național și totuși nu am câștigat nici el. Acest Giuseppe de Lampedusa nu a avut... Nu l-a primit nici cel puțin ca Uniunea Scriitorilor. Deci, cu alte cuvinte, depinde de dumneavoastră ce-i tine. Eu personal am o capacitate enormă de a iubi oamenii. Și că a fost legionar, nu trebuia omorât, trebuia să îl învețe, sau chiar dacă l-a arestat pentru perioada sau pentru ce a făcut, nu trebuia ucis. Nu trebuia ucis nici numele, pentru că romanii au venit la noi sub formă de legiuni. Erau legionari, așa se numeau. Și aveau într-un buzunar alune și într-un buzunar boabe de gru. Și mergeau în marș 24 de ore continuu. Și mânca de acolo boabe de gru și bea apă de unde putea. Da. Asta este povestea așa. Nu m-a oprit nimeni să fac aceste statui în timpul comunismului, ba cei care erau slujitorii comunismului, arma lor, mâna lungă sau cum mai zicea, au fost impresionați de aceste statui. Și m-a spus, zice, ia uite, zice, ăsta cine? Este Miron Costin, acesta cine? Zice, ăsta e Brâncoveanu. O, Brâncoveanu, zice, care i-a omorât piciorii, i-a tăiat capurile. Și au fost impresionați. Aici e Ștefan cel Mare. N-a zis comunistul niciodată că de ce l-am pe Ștefan cel Mare. Cum se spune, e bun, un rege, dar mort. Așa era deviza. Aici am pe Decebal, deci un periplu. Și vorbea și atunci de Decebal, că a fost rege și că el a unit această dacie și a fost un... Îi stătea în gât lui Traian, uitați-vă acolo, Traian, că Traian venea după aur și chiar că a luat tone bune de aur de la Decebal. Iar aici am un trio. Un Creangă, un Eminescu și au legătură unul cu altul, pentru că au fost foarte buni prieteni. Aici este un geniu popular, din coace avem un geniu cult, de înaltă cultură, pentru că Eminescu era de o inteligență fantastică, era un geniu. Și din coace avem un geniu militar și un geniu administrativ, pentru că el a împărțit să faci birou în 4 trimestre. Și ca să nu mai plătească birul tot odată. Și se leagă, pentru că ce legătură este între Vlad Țepeș și Eminescu? Păi unde zice Eminescu? Unde ești tu, Țepeș, Doamne? Ca pe toți ca să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Nu dacă eram și eu la casa de nebuni, dacă dădea foc, nu eram pe aici. Deci Eminescu are legătură cu Țepeș, are legătură și cu Ștefan cel Mare, pentru că erau veri.
și pur și simplu s-au ajutat reciproc și are legătură și cu Creangă, că au fost ca frații, că unde se ducea Eminescu ca să mănânce, să se doarmă pe la ea și decât la Creangă. Acum și Eminescu a fost speculat, comuniștii au zis că Eminescu a fost comunist, n-a fost comunist, dar el lupta totuși pentru unitatea națională, a scris o carte, Basarabia, Cenând Românesc, și mă rog, nu știu dacă a murit că de boală sau a murit că i-a dat cineva în cap, nu mai știi? Nu pot să știu. Cam astea sunt cele care le aveam la școală și multe altele, că aveam și pe eroi comuniști și așa mai departe. Și când am fost la spital și am avut acea cercetare, au pus fostul om care m-a turnat pe mine, mi-a spart celelalte, adică am mai rămas la unul cap, că l-aveam pe Shakespeare, aici aveam pe Bacovia, dar i-a rămas numai capul, că l-au călcat în picioare când am plecat de la școală. Și m-au mai rămas acestea. Acum vreau să le expun și cred că merită expuse. Că... Ia uitați-vă, e un Ștefan cel Mare cu o finețe ăsta de tânăr, așa l-am văzut. Este o finețe, dar și o cruzime, cu asta nu te puneai. Deci aici am și o cunună verde la fiecare dintre ei. Vedeți, când s-au pus strugurii și via, parcă îi înconjură așa, ca un fel de lanț al sufletului românesc. Via îi înconjură și parcă o face cu plăcere. Dacă aș fi vrut să așez, nu s-ar fi așezat așa de frumos. Vedeți? A venit o mână din cer.